Salutare, am venit să vedem cum stă treaba cu roșiile. M-am uitat un pic așa pe ele. Pare că boala nu avansează. Asta e o frunză care am găsit-o și ieri și mi se pare că ori mai puțin, ori cel puțin la fel ca ieri, nu mi se pare să fie avansat mai tare de atâta. Ba chiar unele mi se pare că se dau înapoi. Cel puțin așa îmi pare mie. Uitați și fructul nu are nimic. Vârful este ok. Să vă arăt mai multe așa cum. Acum eu clar ce-o fost rău, cum a fost de altfel și aici l-am tăiat. Și pare că nu știu, pare că e bine. Pare că e bine. Uite și gogoneaua. Pare că cred că scap. Acum eu le-am curățat de ce a fost rău și le-am dus departe de aici. Nu le-am dat foc că nu aveam cum, că nu ardeau. Dar mi se pare că și-au revenit așa, nu știu. Mi se pare că culoarea e altfel la ele. Vedeți? Și nu văd pe verso alte probleme. Să sperăm că ajută Dumnezeu și scapă. Sunt chiar încântat, uite și aici, numai chiar un pic, un pic. Destul de încântat de ce am găsit astăzi. Asta a fost una foarte, foarte gravă. Dar nu văd să avanseze mai tare de atâta. Nu știu cum să vă filmez, să vedeți. Oare să smulg frunza asta, ce ziceți? Ce-i așa rău să smulg, sau nu mi se pare să fie mai rău afectată decât am găsit-o până acum. Și vârful e așa, vedeți? Vârful pare în regulă. Ne afecta, nu știu, ce ziceți, să smulg toate astea rele. Uite, partea de jos n-are nimic. Are asta, cu asta, cu asta și cu asta și cu asta. Și asta. Asta de lângă ea nu are nimic deocamdată. Nu, ce ziceți, să smulg alea? Cum să fac? Și în rest, la toate astea m-am uitat. Să știți că au răspuns destul de bine. Aici am un soi, nu știu ce soi. Asta uitați cum face. Ce tipul e asta de. No, nu știu nicio. Vedeți? Și asta are frunza pătată. Dar nu văd să avanseze boala mai tare decât a fost până acum. Cred că asta e un lucru bun. Asta e un lucru bun. Vedeți? Uite, cum le-am stropit, așa au fost bine. Uite, astea grozav, astea n-au mai nicio treabă. Culoarea e frumoasă la ele. Vedeți, vârful e ok, are mici, mici, mici pete, nu știu cum să stau să se vadă mai clar, așa. Nu știu ce să fac să le lasă, sperăm că dă înapoi boala. De ardei nu mai zic nimic, că arată super. S-au înălțat. Le-am smuls frunzele de jos care atingeau pământul. Ardeii, no, stau bine pe lângă ele. Deocamdată n-am probleme la ardei deloc. Ăsta e singurul care mi se pare un pic așa ciudat. Ăsta e singurul care mi se pare ciudat. În rest, ardeii răspund bine la tratament și la cum cresc și la ce trebuie să fie un ardei și un gogoșar și un capia. Da, astea de aici care le-am plantat prima dată, deci astea sunt din locuri diferite, astea de aici toate sunt din altă parte și astea șase le-am luat din același loc. Nu, în schimb astea văd că vârfurile sunt ok, dar uitați-vă aici, asta a fost foarte, foarte gravă, nu știu, vreau să o las să văd cum evoluează. Nu știu dacă e bine să o las. Roșia, gogoneaua, n-are nimica. Mie mi se pare că dă înapoi. Asta e aia care am făcut filmarea prima oară, dacă știți. N-au, mă, că nu focalizează asta așa. Vedeți? De erau pătate și astea. Asta e bine, asta e mai afectată, uitați-vă. Nu, asta e praf. Dar nu e mai praf decât a fost ieri sau alaltă ieri, înțelegeți?
uitați, frunzele sunt afectate, nu știu ce să fac. Ziceți-mi voi să le tai, să las numai vârful, chiar ăsta de aici, partea care nu e afectată deocamdată, deși asta, na, pare că e atinsă. Nu știu ce să zic. Vinetele, foarte frumos au crescut. Ziua văd că se ridică frunzele așa în sus, nu știu de ce, se ridică așa în sus frunzele și seara cad așa în jos. Nu știu dacă așa trebuie să... Așa, ăștia sunt castraveții care le-am făcut. Știți că i-am semănat. I-am replantat, pardon, că i-am răzit acolo și am să-i pun aici să nu mai fac nimic, nu uitați de ei. Își dau drumul, vedeți? Ieri abia se vedeau și acum uite ce mult au crescut. Uite, inclusiv amărâtul ăsta dă... Să fie și aici, știi? Un rod. Uite, chiar merg bine. Uite și ăsta. Și nu-i grijesc, nu le fac numai, le pun apă. Atâta tot. Vedem, uite. Vezi? Eu zic că ceva o să iese și de aici. Și să vă arăt și castraveții. Cam așa se manifestă. Ce vedeți aici, petele astea, să știți că nu sunt de la vreo boală sau altceva. Stau găinile aici așa pe găinile, păsările pe astea și se găinățează. Și efectiv găinațul ăla arde, văd că frunza. Ăștia sunt castraveții mei. Uitați ce repede cresc și îi tot aranjez aici. Îi tot bag după asta. Acum am mica îngreu cu telefonul. Nu? Uitați, acum două zile am luat castraveții și uite deja alții 3, 4 chiar. Lucru bun și frumos. Deci ăștia sunt răsaduri, ăștia mai înalți care vedeți și au rod deja și ăștia de jos sunt puși din sămânță, uite asta. Asta n-ajungea la... Așa, și ăștia sunt puși din sămânță, i-am rărit, parte din ea am replantat acolo ce a zis mai înainte. Am să decât să-i dau la găini să mânce. Uite și asta ce crește. Decât să-i dau la găini să-i mânce, mai bine încerc să-i replantez. Dar nu știu, poate să îmbolnăvesc ăștia. Aici am fasolea, după cum vedeți, înflorită bine. Din aia o luagă. Și roșiile astea care le-am pus din sămânță. No, astea, Doamne, îți mulțumesc. Nici o problemă cu ele deocamdată. Deși, uite, aici așa văd o mică pată. Să prea poate să le ia ceva. Acum vedem că le-am stropit. Și astea le-am stropit frumos. Ia uitați, bă, ce floare interesantă are asta. Ce este asta? Eu n-am văzut așa ceva până acum. Ce e asta? Uitați, ce floare e asta la roșii? Așa ceva n-am văzut niciodată. Uite acolo. Nu, așa ceva niciodată n-am văzut. Ciudat. Da, cam asta. Nu știu de ce am câteva feluri, alt soi. Își adună așa frunzele, de ce? Ui. Răsucit așa, nu știu cum zici, că e lebeniță. Vezi și aici. O am așa. Nu știu de ce s-a întâmplat treaba asta și aici. Nu. Deja au înălțime faină. Uite asta, deja aici pățește ceva. Vezi? Degeaba, mă, că e plin de boli. E plin de boli și te saturi numai când vezi. Nimic nu mai poți să se amenințate, ori numai cu pesticide și cu... Stă la o săptămână dat pe ele. Vremuri grele trăim, oameni, nu mai poți să pui nimic în grădină. Eu cred că asta o să și urmărește, să nu-ți mai pui tu, să nu te mai autogospodărești, să nu mai poți face nimic, numai să cumperi, numai să depinzi de sistem și de tot, să nu fii cu nimic mai presus de... Asta mi se pare că efectiv îți îngrădește dreptul de a trăi. Dreptul de a prețui îngrădește. Haideți să vă arăt și pomii. Vi le arăt în alt video. Dacă vreți să vedeți și pomii, vă rog să scrieți în comentarii. Mulțumesc! Nu uitați să vă abonați și să dați like.